copii, ce faceți? Ați fost cu mințea astăzi? Vreți să ascultați povestea Ursul Păcălit de Vulpe? Da! Iar pentru mămicile voastre vă dăruiesc acum un buchet de flori. Și pentru voi un pupic dulce. Și acum haideți să ascultăm povestea Ursul Păcălit de Vulpe. A fost odată ca niciodată, că dacă nu ar fi, nu s-ar povesti. A fost odată o vulpe vicleană, ca toate întreagă după hrană și nu găsise nimic de mâncare. Făcându-se ziua albă, vulpea iese la car tras de voi. Ia ca hrana ce-o așteptam eu. Și îndată iese de sub tufă, se uită la ea de aproape și văzând că nici nu suflă, zise: Hei, Joian, cea Buhurean! Vulpea a început cu picioarele a împinge tot peștele din car jos. Inișor sare și ia din car și cu mare grabă începe foame. Tocmai când a început a mânca, iaca vine la dânsa și cu mătrul. Învață-mă, te rog, cu mătră, că eu nu știu cum să prinde pește. Ursul, nemai zicând nicio vorbă, și-și vâră în apă toată coada. În acea noapte începuse a bate un vânt rece. Deți îngheța limba în gură și chiar cenușa de sub foc. Îngheță zdravân și apa din băltoagă și prinde coada ursului ca într-un clește. Începe el acum a mormăi cumplit și a sări în sus de duriere și nervos pe vulpe că l-a măgit, dar și reata vulpe știe cum să se ferească de mânia ursului. Ursul, auzind că încășireata vulpe îl mai ia și în râs, se înciudează și mai tare. Când apucă ursul de piciorul vulpei, ea strigă: Mie nu-mi pasă că tragi de copac! Iar când anină cârlicul de copac, ea strigă: Auleu, cu mătre, nu trage, că rup piciorul! În zadar s-a năcăjit ursul, de curceau sudorele, că tot n-a putut scoate. M-a suit pe oșa și v-am spus povestea așa.